Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție Alternativa Hour pe Music Channel în fiecare luni de la ora 22, în reluare joi de la ora 23. Cine n-are televizor, foarte simplu, există un site onemusic.ro/live și acolo puteți vedea exact ce facem noi aici. Emisiunea asta este despre muzică, cu muzică, cu foarte multă, 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 multă muzică și că nu e cu muzică, mai vorbim și despre filme, mai vorbim și despre expoziții, mai vorbim despre teatre, lucruri frumoase care se întâmplă în țara asta și pe care merită să le menționăm. Poate vedeți, mergeți, spuneți prietenilor, vă luați familia și mergeți acolo și nu vă mai întoarceți niciodată, pentru că o să vă placă atât de mult încât o să rămâneți an de an. În seara asta vorbim despre un festival de scurtmetraje, Arcadia Short Fest se numește, și a ajuns la ediția numărul 5, din ce știu eu. Se întâmplă lucruri frumoase și acolo și Gabi, bună seara! Bună seara! Hai să vorbim puțin ce înseamnă Arcadia Short Fest. Sau mai e nevoie? Sunt, știu că sunt foarte multe, stai că unul la Cluj, stai că unul la Constanța, stai că e European Film of the Films și... Niciodată nu ai suficient de multe festivaluri când nu ai suficiente cinematografe. Asta e marea problemă și atunci festivalurile vin să suplinească o lipsă a proiecțiilor de film și a activităților culturale pe care foarte multe orașe mici sau sate nu le au. Adică în momentul ăsta e conceptul că cei de la sate vor veni la plaja Corbu sau cum e? Cred că la plaja Corbu vor veni și de la sat și de la oraș și de la capitală, dar conceptul festivalului și Arcadia Short Fest era să aducem niște formate scurte, filme cu o structură narrativă foarte atrăgătoare pentru public, ca să deschidem apetitul unor orașe care nu aveau acces la cultură sau aveau cultura foarte aproape. Primele 4 ediții s-au desfășurat la Băicoi, în județul Prahova. Și scuze-mă puțin, dacă când te întreb, după ce au fost aceste prime 4 ediții, s-a văzut cumva o îmbunătățire a cererii pentru film în orașele unde ați vrut voi să ajungeți sau s-a întâmplat ceva? S-au construit cinematografe, nu știu, au venit cu macarale. Cinematografe mai greu, dar oamenii aveau acces la cinematograf și la teatru la Ploiești și am încurajat oamenii de acolo să facă acest mic drum până în orașul cel mai apropiat unde găseau. Dar am vrut să schimbăm puțin și percepția că un film de artă sau un festival de film este foarte nișat și am vrut să-l deschidem destul de mult pentru public și, cum ziceam, să avem niște filme care să fie foarte atrăgătoare, de la comedii până la niște filme cu un mesaj social inteligibil și o poveste care e foarte ușor de înțeles pentru oricine. Asta, ediția numărul 5, diferă de primele 4 cu ce? Sau aveți de la ediție la ediție, mai adăugați încă, uite, acum facem expoziția, tabăra de scurtmetraje, nu știu. Da, pornind de la doar un festival de scurtmetraj la prima ediție, am crescut, s-a adăugat foarte mult. Ce are foarte important Arcadia este că ne concentrăm și pe partea de arte plastice și expoziții, instalații. În fiecare an avem ceva diferit și inovator, spun eu. Adăugăm și componenta muzicală. Petrecerile cu DJ care au loc după proiecțiile de filme, dar ce are foarte special ediția de anul acesta este că ne deschidem mai mult. Nu mai este doar un festival sau niște proiecții pentru un oraș mic. Acum mergem în marele spațiu deschis al mării, din propriu spus pe plajă, pentru că nu vor fi proiecțiile pe plajă, dar sunt lângă plaja Corbu, într-un spațiu special amenajat. E cu intrare? E cu intrare, e cu abonament, dar e foarte accesibil. Și suntem deschiși, ne dorim să vină cât mai mulți oameni. Dar intrarea îți garantează niște experiențe pe lângă proiecțiile de film. Care nu o să poți să le bați nicăieri. Nu o să poți să le bați nicăieri. Și apropo de bătut, avem instalația expoziție Fighting with Mozart, care a venit din Austria, al unui artist român. Și o să fie o combinație foarte interesată de box, muzică clasică și o carpetă cu răpirea din serai. Și mai mult vă las să descoperiți acolo la... Da. La Corbu. Merită. O să fie o experiență diferită față de ceea ce
se găsește în momentul acesta în cadrul festivalului, pentru că o îmbinăm foarte multe elemente și încercăm să cultivăm și un spirit civic. Plaja Corbu este un spațiu protejat și cu foarte multe restricții și încurajăm oamenii, odată că pot să ai parte de cultură și de distracție într-un mod responsabil și pentru... Așa, făcând curat, asta va fi primul element. Vom avea cursuri de prim ajutor și vom încuraja, da, lectura pe plajă, sportul în aer liber...